Sfârșitul de săptămână aduce un spectacol folcloric încărcat de momente tradiționale, în cadrul căruia va avea loc o acțiune caritabilă în sprijinul copiilor de la Centrul de Servicii Sociale Sfântul Nicolae din Pașcani. Sâmbătă, 11 decembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a Studenților Iași va avea loc evenimentul Flori de Cântec Românesc, organizat de Consiliul Județean Iași și ansamblul artistic profesionist Constantin Arvinte. Pe acea scenă va avea loc și lansarea ansamblului folcloric Florile Moldovei. Voia bună va fi asigurată de soliști vocali precum Constantin Bahrin, Claudia Martinică, Andrei Bălan, Simona Mazăre și Andrei Liță, dar și de tinere talente din județ și din comunele apropiate Pașcaniului. Printre ei se află și Mateia Maria Bunduc din comuna Moțca. Hai și o strigătură, că sunteți buni de gură. Joc vă prindeți, nu vă gândiți la băieți, măi. Hai și-o strigătură, că sunteți buni de gură. La joc vă prindeți, măi, nu vă gândiți la băieți, măi. Spectacolul va avea și o componentă caritabilă, iar donațiile vor fi direcționate către Centrul de Servicii Sociale Sfântul Nicolae din municipiul Pașcani. Biletele la spectacol pot fi achiziționate de la sediul ansamblului din șoseaua Bucium numărul 80 Iași și costă 16 lei preț întreg, iar pentru elevi, studenți și pensionari este redus la jumătate. Accesul la spectacol se va face în baza prezentării certificatului verde.